Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Bă, o să vă arăt o chestie acum, un exemplu. Mergem aici. Bine, nu acum m-am dat seama, că m-am dat seama mai de mult, numai că am uitat să fac videoclip despre asta. O să poți să te duci, nu pot să-mi dau travel din regiunea asta, 2 minute. Dacă un exemplu, inventorul tău e plin de la backpack, dacă nu ți l-ai luat pe astea, după cum v-am și zis și m-am mai repetat, bine, stai că le deschidem imediat, o să-ți arăt o chestie, cum poți să-ți faci storage-ul mai mare, dacă nu l-ai folosit deja. Stai, storage, tool, consumable, cam pe aici ar fi, cred că, da. Deci, uitați-vă pe unde am dat, shop, common product, consumable și dai până aici. Poți să-i mărești prima dată cu 50 și după aia încă o dată cu 50, dar vezi că a doua etichetă costă mai mult. Bine, nu îți dă 50 de soluturi, îți dă mai mână, în fine. Și eu am 250 în momentul de față. Nu cu mult, dar na. Bun, hai să încercăm să ne ducem pe aici. Dacă un exemplu, prietenii tăi sau așa mai departe. Da, au storage full. Bro, serios? Adică hai să mă duc, n-ai... M-am impres că o să mor. Am murit. Lasă acolo. Poate mă dă direct în oraș. Da. Bun. Mergem aici. La storage. Stai să văd pe aici. Private warehouse. Stai să meargă mai repede. Bun. Păi pe aici. Dăm click pe el. Ne putem pune iteme. Un fel de storage. Unde să le poți pune. Materiale. Tot. Dacă nu mai ai loc. Și tu și prietenii tăi. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe. Și te-am pupat. O zi cât mai frumoasă. Ciao.